Drumul național 7A, care face legătura între Valea Jiului și județul Vâlcea, rămâne la stadiul de Peticeli. Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, spune că în prezent au loc lucrări de întreținere pe acest tronson. Drumul DN7A, care a fost, să zic, beneficiarul unei licitații eșuate și la acum, mai ales de un an de zile, el ținea de către Craiova, nu ținea de Timișoara. Acea licitație a fost contestată, se află, este un proces pe rol și atunci împreună, drumurile județene Hunedoara împreună cu Timișoara au luat hotărârea să repare pe cont propriu, pe cheltuiala lor, acest drum. În acest moment se efectuează lucrări de reparații și de asfaltării pe drumul național 7A. Nimeni nu poate să spună cu certitudine când DN7A va fi luat în serios de autorități. Tronsonul este unul cât se poate de important pentru dezvoltarea turismului în Valea Jiului, acesta traversând una dintre cele mai frumoase zone naturale din România, Cheile Jiețului.